identitate. Am considerat că trebuie să fie clarificate anumite aspecte legate de ședința de judecată de la Curtea Apelului din 19 august 2015. În dosarele în care s-a discutat recursul înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor, împotriva sentințelor Tribunalului Bihor, prin care s-a admis suspendarea efectelor unor procese verbale de eliminare a candidaților de la centrul de examen, Colegiul Tehnic Unia Șteric, Bacalaureatul 2015, sesiunea iunie-iulie. Am în vedere faptul că ieri instanța a revenit la ședința de judecată asupra cuantumului taxei de timbru stabilită inițial, a stabilit pentru Inspectoratul Școlar Județean Bihor obligația de a suplimenta cu 80 de lei taxa de timbru inițial depusă de către noi, schimbând temeiul juridic al acestei decizii. Este o lecție de drept pe care vă rog să aveți răbdare să o parcurgeți împreună cu mine, ca să puteți să înțelegeți faptele exact așa cum s-au întâmplat și să le relatați în consecință. V-am pregătit împreună cu sprijinul colegului meu documentele care am considerat noi că puteți să le vizualizați și să le folosiți în activitatea dumneavoastră. Îmi pare rău, dreptul nu poate fi explicat altfel decât prin trimitere la textele legale. În consecință, v-am făcut niște extrase din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 80/2013, care reglementează taxele de timbru. Cronologic s-au întâmplat următoarele. Inspectoratul Școlar depune recurs împotriva sentinței Tribunalului Bihor în 22 iulie. Suntem citați de către Curtea de Apel Oradea în urma primirii acestui recurs. Citații care au fost îndeplinite în 28 iulie, comunicate Inspectoratului Școlar în 30 iulie, cu mențiunea, și le subliniez, cu mențiunea pentru Inspectoratul Școlar Județean Bihor de a achita taxă de timbru în fiecare dosar de 20 de lei. Justificându-și această decizie instanța, în temeiul articolului 27, îl aveți din OUG 80/2013. Inspectoratul Școlar s-a conformat hotărârii instanței, a plătit această taxă de timbru, am înaintat dovada plății acestei taxe de timbru la Curtea de Apel Oradea, conform documentelor pe care le aveți în xerox la dumneavoastră, din documentele instituției noastre. Deci, la dosarul cauzei, e foarte important, la fiecare din cele 12 dosare ale cauzei existau dovezile cum că s-a achitat taxa de timbru de 20 de lei de către Inspectoratul Școlar. La termenul de judecată din data de 19 august, instanța de judecată revine asupra deciziei taxării recursului nostru și stabilește că nu este suficient ca în brațul 20 de lei, schimbă temeiul juridic în baza unei încheieri care deocamdată nu este redactată. Dar din comunicatul de presă, dumneavoastră vedeți acolo că este invocat articolul 24 alineatul 2. Comunicatul de presă pe care probabil l-am văzut ieri. Alucinul de la primul moment am pregătit în aici. Comunicatul de presă este invocat articolul 24 alineatul 2. L-aveți și depus în extras din 80. Deci instanța recalifică cererea noastră și ne obligă să o timbrăm la 100 de lei, nu cum s-au gândit inițial și au hotărât inițial 20 de lei. În consecință, ne stabilește obligația verbal în ședința din 19 august să depunem diferența de taxă de timbru de 80 de lei. Bineînțeles că nu avem cum să discutăm soluția instanței, asta este cu
apel în Arabia, vom timbra și vom completa timbrajul pentru a nu mai exista suspiciunea în inspector și că nu dorește, nu poate sau nu știe să-și facă treaba. La final, aveți un extras tot din OUG 80/2013. V-am spus că facem lecție de drept. La articolul 31 alineatul 1, l-aveți în extras. O să încerc să vi-l citesc. Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești se face de către instanța de judecată. Vreau să se înțeleagă foarte clar. Nici eu, nici domnul avocat nu avem nimic de spus în legătură cu această situație. Taxa de timbru o stabilește instanța de judecată. Dacă ei dispun să taxăm X-le, atâta se taxează. La voi luați legii 24, da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar ei invocă articolul 24 din aliniat, care spune foarte clar că recruturile, am să fiu destul de succint, articolul 24 aliniatul 2 spune că recursurile se plătesc o taxă numai mică de 100 de lei. Deci ei asta invocă. Asta înseamnă, întrebarea este următoarea, dacă ei au trimis aceste citații cu 20 de lei, e vorba de recurs, pentru că așa a fost catalogat, așa a fost considerat. Culpa sau nimeni, că nu vreau să zic, nu vreau să acuz pe nimeni, dar necunoștința legii este de ambele părți. Pentru că dacă dumneavoastră va veni ca și instituție publică, va veni o citație cu 20 de lei pentru un recurs, și articolul 24 alineatul 2 spune că recursurile nu se pot taxa mai puțin de 100 de lei, trebuia sesizat un asemenea lucru, pentru că altfel, ca să fie preîntâmpinată o amânare sau să fie preîntâmpinată judecarea unui caz. Da. Și atunci, eu sunt perfect, vă înțeleg ce spuneți, bun, curtea o modifica și-o dat seama că o greșit. Dumneavoastră ați trimit aceste documente nespusări, să răți înainte, data de 27 sau 30 iulie, nu? 30 iulie. Așa, adică au trecut 3 săptămâni de atunci, perioada în care curtea putea fi sesizată, putea fi anunțată, pentru că este un stat de drept în care comunicarea este cel mai important lucru. Domnilor, pe baza acestui lucru se poate întâmpla ceva. Întrebarea mea vine în felul următor. Inspectoratul școlar, în această privință, a sesizat inspectoratul școlar că este o greșeală de taxă de timbru judiciar? A sesizat curtea dintr-un anumit punct de vedere în această privință? O să vă răspund la această întrebare. Invocând un document pe care dumneavoastră nu l-aveți în contexte. Există la dosarul cauzei, este o rezoluție a Curții de Apel Oradea. Eventual să vă citesc. Vă citesc doar ceea ce dispune instanța. Va achita taxa de timbru 20 de lei, conform articolului 27 din OUG 80/2013. Asta este rezoluția instanței depusă la dosarul cauzei, în data de 27-a. În baza acestei rezoluții s-au întocmit citațiile și s-au comunicat inspectoratul școlar județean Bihor. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră, vreau să vă explic ce înseamnă procedură în fața instanței. La instanță, toate discuțiile se poartă la termenul de judecată. Înțelegeți? Dacă noi aveam ceva de comentat sau ceva de făcut vis-a-vis de această taxă de timbru, puteam să ridicăm aceste obiecțiuni sau la termenul de judecată.